Comercianții care nu de mult s-au mutat în noul bazar din strada Muncii sunt ușor nemulțumiți. Nu de locație, nu de clienți, nu de vânzări, ci de prezența romilor care și-au expus marfa în weekend de-a lungul aleilor din bazar. Unii au speranța că lucrurile se vor schimba în această privință. În total, bazarul din strada Muncii are 128 de spații comerciale și o zonă cu comerț liber unde sunt amplasate tarabe. Este strâng, mai grămadă, să-i ducă, să-i oferi pe lângă, pe acolo, pe tunetele alea doar pentru ei le-au adus, da? Da, nu e organizare aici. Asta se rezolvă în timp. Ok, e bine, dar asta nu înseamnă că deocamdată putem să dăm o părere. Nu putem să dăm o părere acum. Trăim cu speranța că o să meargă. În weekend ați prins aici, au fost ceva oameni? Au fost oameni, dar mai mult pentru vechituri, pentru talcioc, pentru noi mai puțin. Cum e mai bine aici față de acolo? Ca amenajare e mai bine. Dar să vedem fluxul de oameni, clienți, dacă o fi, sperăm. Munciți de mult în acest domeniu? Da, 13 ani. Bazarul municipal a început să funcționeze în strada Muncii de aproape 2 săptămâni. Prețurile percepute bazariștilor care vor intra în vigoare din această lună sunt următoarele. 8 lei pe zi pentru cei ce vor expune marfa în tonete, 20 de lei pe zi pentru cei ce vor vinde din autoturisme, 2 lei pe zi pentru cei ce vând mărfuri cu un anumit grad de uzură din tonete, iar pentru închirierea unui spațiu comercial de 35 de metri pătrați, taxa va fi de 820 de lei pe lună. Se vor mai percepe taxe pentru depozitarea mărfurilor în tonete, 2 lei pe zi, 1 leu 30 pe zi pentru închiriere, teren sau tarif minim de pornire la licitație pentru comercianții ce vor deschide un restaurant, bar, fast food. Pentru terasă, alimentație publică, închirierea terenului va fi de 0,49 de lei pe metru pătrat pe zi. Va exista și o taxă de intrare în bazar, ce va fi de 1 leu pe oră pentru autoturisme, 2 lei pe oră pentru utilitare, aro, TV-uri și 3 lei pe oră pentru camioane și tiruri.